A căutat vreo echipă în perioada asta, după ce ai plecat de la Dinamo? Da, am avut o discuție, dar mai mult amical cu o echipă din Liga a doua, dar m-am gândit că e mai bine să am un pic de pauză și să mă gândesc foarte bine la viitorul meu, viitor care va fi cu siguranță tot în antrenorat. Adică, bun, nu s-a terminat și viața mea. Și a dat a doua întrebare. Având în vedere natura relației de rudenie pe care o ai cu Cosmin Contra, s-a discutat foarte mult că spaniolii care vor să cumpere Dinamo vor să-l aloce pe Cosmin de sezonul viitor. Ce știi? Ai vorbit cu Cosmin pe tema asta? Da, eu am vorbit cu Cosmin și ceea ce pot să spun e că nu e interesant momentan de o revenire în România. Are alte planuri și nu se gândește la o revenire în România. Bun, în antrenorat. Îți mulțumim mult!